Brăileancă, născută la 19 februarie 1982, Camelia Potec a fost atrasă încă de mică de apă, astfel că tatăl său a învățat-o să înoate în speranța unei armonioase dezvoltări fizice, dar și al consumului energiei debordante de care micuța Potec era în stare. Încercarea de a deveni sportiv de performanță era aproape compromisă pentru că la 9 ani Camelia fusese adusă la bazin prea târziu. Eu am început la vârsta de 9 ani. Și am început pentru că iubeam apa, îmi plăcea foarte mult să stau în bazin, să stau, știu și eu, la mare, în cadă chiar, și atunci părinții mei au considerat că ar fi bine să mă ducă totuși la bazin și să stau într-o piscină semi-olimpică și olimpică, așa cum există la Brăila, știu și eu, de 5-6 ori pe săptămână. Și de aici, din relația aceasta a mea cu apa, bineînțeles, am continuat prin a face sport de performanță. În 20 de ani de activitate sportivă însă, Camelia Potec este realizatoarea unor performanțe extraordinare. Peste 200 de titluri naționale și multiple recorduri, 4 medalii de aur, 3 de argint și 10 de bronz la campionatele europene. Alte 2 bronzuri au fost obținute la campionatele mondiale din 2001, în proba de 200 metri liber, și în 2009 la 1500 liber. Visul sportivei românce devenea realitate în 2004 când Potec, la Atena, în proba de 200 de metri liber, dobândea aurul olimpic. Performanțele Cameliei Potec au argumentat dorința, dar și reușita fostei notătoare, de a deveni președintele Federației Române de Not după mandatul lui Viorel Păunescu, devenit președinte de onoare. În postura șefului la Federație, Potec a realizat cu ce probleme avea să se confrunte. Noi avem mai mari probleme de genul bazelor sportive, pentru că știm foarte bine că notul nu se poate face pe uscat. Chiar dacă încercăm să, nu știu, la începutul anului, antrenorii încearcă sau sportivi încearcă să-și înceapă planul de pregătire în afara bazinului, cu pregătire fizică sau cu alte, făcând alte sporturi, acest lucru nu este posibil pentru un campionat european mondial. De ceva timp, Camelia Potec derulează cu succes afaceri în turism, fără a neglija problemele Federației de Not, mai ales atunci când i se solicită sprijinul.